Continuando a dificultar. Te rog. Fie amare egal cu. Amare egal cu? Integrală de la 0 la pi pe 2. 0 la pi pe 2. Din sin de x supra sin de x plus cos de x de x. Și b mare. Așa. Egal cu integrală de la 0 la pi pe 2. Din cos de x supra același număr. Supra sin de x plus cos de x. De x. Da. Da, eu sunt. Dacă e o chestiune de, dacă e o chestiune de apicultură, după ora 10. Da, da, că eu sunt într-o lecție de matematică acum, sunt în direct la profulonline. Da. Da, da, cu drag aștept. Vă rog. Bine. Prima e calculația A plus B, dar asta e simplu, o face oricine. Sigur că da. Da. Deci A plus B nu. Egal cu cine? Da. 1 e x simplu, între valorile 0 și da. Pi pe 2 și înseamnă pi pe 2, da? Da. Arătați că A egal cu B. Așa. Arătați că A egal cu B. Și aici? N-ai încercat nimic? Nu știu, nu știu ce să fac. A ar veni dacă aș mai pune sus un cos de X și l-aș scădea. Mi-ar da fix inversa celelalte, adică nu știu. Ar da un x minus cos de x supra x între 0 și 1. Eu înțeleg că tu zici, adună și scădem un cos de x sus, da? Da. Da. Dar îmi place că e un cerc vicios, să vedem ce exact. Nu știu. Deci cum ar fi, hai să zicem așa. Ai plecat de la a egal cu integrală de la 0 la pi pe 2. Din sin de x, da? Plus cos de x minus cos de x, da. Totul supra sin de x plus cos de x de x și egal cu, distribui numitorul, da. Integrală 0 la pi pe 2 din sin plus cos supra sin plus cos, adică din 1 minus 1 de x, ai da. Minus integrală de la 0 la pi pe 2 din cos de x de x, da? Da. Cos de x supra sin de x plus cos de x de x. Și tot ar mai rămâne. Înseamnă că a plus b egal cu pi pe 2. Adică tocmai ce demonstrația sus. Și, da. Asta înseamnă demonstrația de mai sus. Deci n-am făcut, n-am arătat ca egal cu B. Da. Da, de fapt, ăsta, sinusul e cosinus de pi pe 2 minus x. Sau... legătura între funcții da. Și cofuncții, da? Da, da? Știm un lucru, că sin de x... poate, da. Încercăm. Mergem pe ideea asta. Sin de x egal cu cosinus de pi pe 2 minus x, da? Da. Și hai să facem o schimbare de variabilă. În loc de x, să punem pi pe 2 minus x. Da? Da. Deci, x egal cu pi pe 2 minus x, da? Da. Adică pi pe 2 minus x înotăm cu t. T. Adică asta ar trebui să facem, da? Pi pe 2 minus x înotăm cu un t. Și atunci, când x-ul e egal cu 0, rezultă t-ul egal cu pi pe 2. Schimbăm variabile, schimbăm capetele, da? Da. Când x e egal cu pi pe 2, rezultă t-ul egal cu 0. Și atunci, fosta integrală a mare egal cu integrală de la 0 la de la pi pe 2 la 0, da. Da? De la pi pe 2 la 0, din sinus de X-ul de aici cu cine este egal? X-ul egal cu P2 minus T. Da. Din pi pe 2 minus T supra sinus de pi pe 2 pi pe 2 minus T plus cosinus de pi pe 2 minus T ori dx-ul care e minus dt. Da. Din cauza, nu? Dx egal cu minus dt. Ori minus dt. Sau scoteam un minus și minusul capetele. Și minusul ăla afectează capetele. Da. Deci va fi egal cu integrală de la 0 la pi pe 2 din sin de pi pe 2 minus t cos de t. Da. Deci vine cos de t. Cos de t supra sin de pi pe 2 minus t cos de t plus sin de t. Dt. Dar da. Asta e numai exact B-ul. Da. Și egal cu B. Terminat. A egal cu B. Da. Toată filozofia a fost ideea asta. Să facem pi pe 2 minus x egal cu t. Schimbarea asta de variabilă. Ce idee bună a avut. Da, da, da. Deci vezi, trebuie să îndrăznești. Da. Ceva era destul de aproape acolo. Deci numai... Oricum, interesant. Foarte interesant chiar. Dar dacă am vrea să o calculăm pe concret. Asta îmi cere la ce? Calculația? Da? Ia să vedem. Hai să calculăm pe asta. Știi cât e ea? Nu știu. Nu poți da răspunsul? Nu. Ba poți, dar nu vrei. A, păi să pun în loc de cos de x... Nu, nu, nu. Dacă A plus B fac pi pe 2 și A egal cu B... A egal cu pi pe 2 minus B. Pi pe 2 pe 2. Pi pe 4. Deci dacă A plus B... A, ele sunt egale. Da, ce poanta, mă? Da. Da. Da? Deci fără calcul. Da. Fără calcul dai răspunsul. Dar hai să muncim. Da. Hai să muncim, să spunem când ne da, și asta, calculați asta. Da. Și nu te-ar fi sprijinit să-ți dea și pe B. E formidabilă ideea. Dacă tu ești atât de inspirat și ți se cere numai asta, ca calculați integrala 0 la pi pe 2 din sin de x supra sin de x plus cos de x de x. Da. Dacă ți se cere să faci pe asta, trebuie să spun că într-un moment de inspirație foarte tare, deci am să mă ocup și de o altă integrală de la 0 la pi pe 2, fii atent să spun acum. De la 0 la pi pe 2, din cos de x supra sin de x plus cos de x. Eu nu fac numai pe asta. Fac și pe alta. Mă sprijin de o altă integrală. Da? Așa încep tu răspunsul. Și e simplu să vezi că A plus B este egal cu pi pe 2, nu? Da. Și că A egal cu B. Deci de aici rezultă și că A egal cu B. Iarăși ai văzut cum. Da. Și atunci, de aici răspundem A egal cu pi pe 4 terminat integral. Da. Asta este moment de inspirație. Clar, da? Da. Dacă nu, te apuci de treabă. Și să vezi, în loc să fie făcut așa, integrala în sine se încadrează în calculul în integrale de tipul A sin de x plus B cos x plus c supra m sin de x plus m cos x plus d dx. Deci, categorii mă duc într-o astfel de integrală unde trebuie să mai descurc. Ea este un caz particular acolo. Că lipsește B-ul, lipsește C-ul, nu? Da. Și D-ul de aici. Asta aici o să vedem cum o să facem. O să luăm o astfel integrală și să o muncim îndată. Da. Însă, fiindcă este mai particulară. Cosinusul ca radical din 1 minus sau nunaș. Și să facem tot o schimbare de variabile. Să notăm sinusul cu T sau... Dacă tu propui aici să fac chestia asta... Nu știu, adică... La asta m-am gândit și eu. Deci tu te-ai gândit să... Să mă duc cu formula fundamentală, da. E radical din 1 minus i pătrat, complicat. Că vine simplu, da. Radical din 1 minus i pătrat, da. E radical acolo, te blochezi. Da. Altceva. Da. Au. Am apăsat obicei, că am apăsat numai. Știi ce vreau? Dacă ar fi sinusuri amândouă, aș transforma suma aceea de sinusuri în produs de sinus și cos. Am mai făcut și aseară, parcă îmi amintesc. Dacă tu iei în posesia volumului, acela cu trigonometrie o să fie la tine acasă. Da? Da? Deci sin de x plus cos de x poate fi privit așa, ca fiind sin de x plus sinus de pi pe 2 minus x. Da? Da. Și egal cu suma două sinus se transformă în produs de sinus și cos. Da. Și vine 2 sinus de adunarea unghiurilor x plus x plus pi x plus pi pe 2 minus x pe 2. Deci, da. Ori cosinus de scăderea unghiurilor, cosinus de x minus pi pe 2 plus x, da? Pe 2. X minus pi egal cu 2 sinus de x cu x reduc pi pe 4 cosinus de 2x pe 2 face x minus pi pe 4. Și egal mai departe sin de pi pe 4 din 2 cos... Deci 2 radical din 2 pe 2, deci nu e radical din 2 cosinus de x minus pi pe 4. Așa că pot să spun egal mai departe cu integralul de la 0 la pi pe 2 din sin de x supra radical din 2 cos radical din 2 cosinus de x minus pi pe 4, nu? Da. Cos de x minus pi pe 4. Ne-ai dus în cosinus. Avea nevoie de sinus, nu? Dar transformăm sinus în cosinus. De cosinus de pi minus... Hai să notăm pe x minus pi pe 4 cu un t. Prima oară, da. Că ar fi sus la numărător, vom vedea ce face. Deci pe x minus pi pe 4 notăm cu un t. Și atunci, când x-ul e egal cu 0, rezultă t egal cu minus pi pe 4, de acord? Da. Când x-ul pi pe 2 egal cu pi pe 2, rezultă t-ul egal cu pi pe 2 minus pi pe 4 face pi pe 4. Da? Pi pe 2 minus pi pe 4 face pi pe 4. dx egal cu dt. De acord, da? Da. Și voi avea cu integrală de la minus pi pe 4 la pi pe 4. De acord? Da. Din sinus de x, e t plus pi pe 4. Da. Sinus de t plus pi pe 4, totul supra radical din 1 pe radical. 1 pe radical din 2 sau radical din 2 pe 2. Da. Da? Și aici este cos de t. Da. De t. Și la mai departe, hai să vedem ce o să facem acum. Asta... Radical din 2 pe 2 îl lăsăm aici, în față, de la minus pi pe 4 la pi pe 4. Din sinusul să dezvoltăm. Sin de alfa plus beta. Da. Sin de primul cos de al doilea, da? Păi deci zicem, sinus de primul sindete cos de pi pe 4 plus cos de t ori sinus de pi pe 4. Totul supra cos de t. dt. Și egal. Radical din 2 pe 2. Radical din 2 pe 2 este și un radical din 2 pe 2 este de la cos de pi pe 4 și sin de pi pe 4, adică 2 pe 4, adică 1 pe 2. Da. 1 pe 2, integral la minus pi pe 4 la pi pe 4 vine sin de t plus cos de t. Da, despărțim în două. Sin de t supra cos de t. Da. Dt. Și punem 1 pe 2 pe lângă, da? Plus integral la minus pi pe 4 la pi pe 4 din cos din 1 dt. Nu vine 1. E cos de t supra cos de t. Chid paranteza și egal mai departe cu 1 pe 2 integrală de la minus pi pe 4 la pi pe 4 din, tangentă de t, da? Da. Tangentă de t dt. Și plus x sau t, corect, da? T între valorile minus pi pe 4 și pi pe 4. 1 pe 2 pe lângă. Da. Și egal mai departe cu 1 pe 2 pe lângă. 1 pe 2 pe lângă. 1 supra cosinus. Cum era tangenta? 1 supra cos pătrat. Tangenta? Integral din tangentă, tangenta e simplu cos. Da. Deci vine așa. Integrală de la minus pi pe 4. Să luăm ușor ca să înțelegem bine. Da. La pi pe 4. Din sinus dt supra cos dt și plus pi pe 4 minus pi pe 4 2 pi pe 4 pi pe 2 da. Și egal cu pi pe 2 și supra 2 vine pi pe 4 așa este, da? Da. Pi pe 4 plus 1 pe 2 integrală. Cât e integrala asta? E logat natural din numitor. Hai, cât ar face logat natural din modul din cos de t? Cât face derivata? 1 pe cos. Da. E minus logat natural, parcă. Minus. Că vine 1 pe cos, ori cos derivat, care e minus sinus. Da. Deci, logat natural din, minus logat natural din cos de t. Da. Da? Deci, minus 1 pe 2, minus 1 pe 2, logat natural din modul, din cosinus de t, între valorile, minus pi pe 4 și pi pe 4. Și face pi pe 4, minus 1 pe 2 pe lângă. Logat natural în bază. Cos de pi pe 4. Adică vine 1 pe 2 logat natural din cât am zis din radical din 2 pe 2, nu? Da. Minus logat natural din radical din 2 pe 2. Da. Asta de 0. Da. Și pune pi pe 4. Da. Și fixate trebuia să vedem. Așa trebuia să ne. Iată cât am muncit aici. Ne-am pus noi mintea la treabă și cât ne-am strofocat. Diferența o face foarte repede. Unul care e inventiv, de fapt ce trebuia să facă? Să adune și să scadă un cos de X. Da. Și îi apărea urgent B-ul. Da. Și apărea, notăm pasta cu B, A plus B face 1, face pi pe 4. Și mai trebuia să arate că A egal cu B. Asta era ca el. Yeah. Că A egal cu B și atunci răspunsul rapid. A egal cu... Nu place ochiului extraordinar astfel de idei. Deci, între mine care nu mă prind și cel care se prinde, diferența e vizibilă. El a câștigat timp. Pentru că la un examen trebuie să spun un lucru. Totul e contra cronometru. Da. Nu? Bine, avem timp noi la bachetă. Sigur că nu încape de Dar asta, deci s-a făcut așa. Însă în teorie, toată povestea asta o facem așa. Se trece tot un tangent de X pe 2. Da? Hai să vedem cum s-ar face ea. Da, asta e formula pentru... Deci trecem totul în tangent de X pe 2. Nu? Asta... Nu. Asta de aici. Tot ce vezi tu aici, ca teorie... Nu ceva la școală niciodată. Mai făcut niciodată? Absolut. Vezi, mă, tot devină nu e elevul. Dacă el îi strânești curiozitatea așa și te duci pe niște chestii astea, e plăcut să lucrezi tot felul de lucruri. Dar dacă acolo ții ștacheta jos, jos, n-ai făcut nicio afacere. Uite, să știi că sin de X egal cu 2 tangente de X pe 2 supra 1 plus tangente pătrat de X pe 2. Să știi cum o fi asta. Acum, dacă nu sunt prea sigur pe mine, numai le pun și pe mă le verificăm. Da. Sin de X egal cu asta. Și cos de X egal cu 1 minus tangentă pătrat de X pe 2 supra 1 plus tangentă pătrat de X pe 2. Cum de-or fi ajuns ăștia la formulele astea? Ei știu. Să vezi cum, cât e de frumos. Eu plec la sin de X, da? Sin de X egal cu. Și vreau să exprim pe sinusul ăsta în tangenta jumătății unghiului. Deci nu las unghiul întreg, ci jumătatea unghiului. Da. Chestia asta... Plecăm de la sin de 2X? Așa. Egal cu sinus de 2 ori X pe 2. Deci 2 ori X pe 2. Sinusul unghiului dublu. Și egal cu 2 sin de X pe 2 cos de X pe 2. Da? Da. Și egal mai departe cum? Dar eu vreau tangentă, mă. Da. Nu vreau cosinusul ăsta să fie aici, să fie aici la numitor ca să facă. Și de ce am mulțit și îmi par cu un cosinus. Da. Da. Fac un artificiu de calcul. Și atunci vine 2 sinus de X pe 2 supra cos de X pe 2 ori cos pătrat de X pe 2. Și calcul. Am momentul de 2 tangente de X pe 2. Deci egal cu 2 tangente de X pe 2 ori cos pătrat de X pe 2. Trebuie să scapi cos pătrat de X pe 2 să fie tot una tangentă. Plec la formula fundamentală. Sin pătrat de X pe 2 plus cos pătrat de X pe 2 face 1. Că sin pătrat plus cos pătrat face 1. Și ca să apară tangentă, am să împart totul prin cos pătrat. Ca să apară sin prin cos pătrat. Deci împart totul prin cos pătrat de X. De cos pătrat de X pe 2. Da. Și apare echivalent. Și face deodată, nu? Zic tangentă pătrat de X pe 2 plus 1. Da. Este egal cu 1 supra cos pătrat de X pe 2. Da. Echivalent cu duc pe cos pătrat de X pe 2 sus și pe 1 plus tangentă pătrată duc în jos, nu? Că da. Schimb poziția. Și apare că cos pătrat de X pe 2 este egal cu 1 supra 1 plus tangentă pătrat de X pe 2. Și acum spun că sin de X la care am plecat. Da. Nu? Sin de X egal cu 2 tangente de X pe 2. 2 tangente de X pe 2 ori cos pătrat care este 1 supra un anumitor de dată 1 plus tangente pătrat de X pe 2. Terminat formula. Așa e toată trigonometria făcută de mine acolo. Deci plecat de la lucruri la măsura unghiurilor. Cercul trigonometric, unghiul radian. Da? Da. Mă uit la tine, te bucur ca un copil. Când băiatul meu era pe școala generală și când, mă rog, avea un moment de bucurie, așa tare, exact acum, uitându-mă la tine, așa te bucuri de mult, când mă gândesc că foarte mult se pot bucura. Și tu ai promis că le vei spune tuturor, când le vei avea în mână, vei merge pe stradă și spune, uite ce am eu aici. Da? Superbă chestia asta. Deci index egal cu. Și la cos de x mă duc în formula fundamentală. Cos de x e radical din 1 minus, nu știu ce, 1 minus în pătrat. Da. Și lucrez acolo și ajung acolo la formulă rapid. În concluzie, știind aceste formule, înseamnă că în loc de sin de x și cos de x, pun pe asta, da? Și iată ce devine. Ce devine integrala aceea. Deci, integrala se așează în felul următor. A mare, deci va fi egal cu integral la 0 la... Trebuie să ajungem la pi pe 4. Pi pe 2. La pi pe 4 trebuie să ajungem. Așa. Sin de x, care înseamnă 2 tangente de x pe 2 supra 1 plus tangente pătrat, nu? Da. Tangente pătrat de x pe 2. Și jos va fi 2 tangente de x pe 2 supra 1 plus tangente pătrat de x pe 2 plus cosinus, care este cât 1 minus tangente pătrat, am spus, de x pe 2 supra 1 plus tangente pătrat de x pe 2. Și egal mai departe cu îți vede numitorul, îți va duce asta cu asta rapid. Da, da. Da. Și va fi integral de la 0 la pi pe 4 din la pi pe 2, pardon, pi pe 2 din 2 tangente de x pe 2 supra 2 tangente supra 2 tangente plus 1 minus tangente pătrat, nu? Da. 2 tangente de x pe 2 plus 1 minus tangente pătrat de x pe 2. Acum putem să notăm. Notăm tangente de x pe 2 cu un t, că peste tot este asta. Deci tangente de x pe 2 notăm cu un t. Și când x egal, schimbăm capetele. Da. Când x egal cu 0, rezultă tangente 0, t-ul egal cu 0. Și când x egal cu pi pe 2, t-ul va fi egal cu pi pe 2 pe 2, pi pe 4. Tangent de pi pe 4 egal cu 1. Nu? Da. Și atunci vom avea integrală. Hai să facem de x-ul. De aici scot pe x pe 2, x pe 2 egal cu alt tangentă din t. Funcția inversă am aplicat x pe 2 egal cu alt tangent din t. Da. La tangent de x pe 2 egal cu t, x pe 2 egal cu alt tangent din t. Da? Și de aici scot x egal cu 2 arc tangentă din t. Și deci de x-ul va fi egal cu 2 supra 1 plus t pătrat. Deci, 1, da? 1 plus t pătrat de t. Și atunci, integrala va fi egal, numai la primitivă spunem rezultă, la aici zic egal, că am schimbat capetele și tot, e un număr, de la 0 la 1, din 2t supra 2t plus 1 minus t pătrat, așa este? Da. Înmulțit cu 2 supra 1 plus t pătrat dt. Și egal mai departe cu integrală de la 0 la 1 din 2 ori 2 face 4, iese în față, t supra t pătrat plus 1 pe lângă minus t pătrat plus 2t plus 1. Da. Deci. Ei, și acum începe burțul. Treaba cea mai nasoală. Urât de tot. Nașpa, cum spuneți voi, nu? Trebuie să despărțim în fracții simple. Fracții simple. Deci luăm fracția t supra. Dacă mai avem timp după, putem să intrăm mai bine în chestia asta cu fracțiile simple. Că la momentul respectiv nu am făcut-o ca lumea. Deci intrăm. Am coluri de-astea la chestii... Da, și bine, trebuie spuse. Asta păi da, clar, dar sincer. Da, păi, trebuie neapărat aceste lucruri spuse pe lume, că da. Tragem, deci până când vine bacalaureatul, o să facem fiecare seară, da. Promit de acum, gata, m-am angajat, m-ai prins, sper să le spui și prietenul tăi să se ia în priză, că e o recapitulare făcută, stau acasă boieri. Nu? Așa. Chiar că stau acasă, n-am nicio problemă. Da, mai stau cu o cană de șpriț acolo, mai nu știu ce. Așa. Deci avem noi așa, fracția următoare. T supra cât? T pătrat plus 1 pe lângă minus T pătrat plus 2T plus 1 pe care o să o surprindem descompus în fracții simple. Știu că prima ar veni AX plus B. Imediat. Deci 4. Era vorba de 4, integral la 0 la 1, din T supra, T pătrat plus 1, pe lângă, minus T pătrat plus 2T plus 1, dt. Da? Da. Deci, dacă e de gradul 1, luăm o constantă. Da. Deci dacă ar fi așa, hai să luăm așa, dacă ar fi fost 3x plus 1 supra x plus 1 la pătrat, iau un model, da? X plus 1 la pătrat, pe lângă x pătrat plus 1 la a doua, hai să zic că este chiar la a treia, da? Egal atunci cu? Poți să... Pentru... Despărțim un x plus 1 pe lângă x plus 1 pe lângă x. Sau... Nu, că este x pătrat plus 1, aici ce faci aici? Nu, zic la prima. Între... Bine așa, o constantă a supra x plus 1. Da. Plus b supra x plus 1 la pătrat. A. Da. Plus c supra x plus 1 la a treia. Deci te duci până când e epuizat. Dar constante sus. Deci constante puse. ABC. Da. Plus... Apoi, când ai la gradul 2, atunci te duci cu gradul 1 sus. Da, AX plus... ABC, DX plus E supra X pătrat plus 1 și plus... Și plus... A, aceeași chestie la pătrat. Aceeași chestie, adică tot așa. FX plus G, alte constante. FX plus G, totul supra X pătrat plus 1 la pătrat. Deci, observi, așa trebuie făcut. Da. La noi aici avem numai de gradul 2 și la 1. Deci avem numai așa. AT plus B supra T pătrat plus 1 plus CT plus D supra minus T pătrat plus 2T plus 1. Da? Da. Deci, fiind numai de gradul 2 și fiind la puterea 1, nu mai zic ce am făcut aici. Bun. Și acum trebuie găsit constante. Știu că mai era o chestie, dacă sunt rădăcini complexe și care era... Sau nu... Ține minte rău. Nu, dintre asta... Fac pur și simplu acum aceeași metoare, identific... Dar dacă e la pătrat, sus am gradul 1. Atât. Și dacă ar fi la a treia, aș avea... sau... Deci nu. Dacă e de grad mai mare, se descompune gradul 1 și gradul 2. Asta e teoria. Polinomii de grad superior se descriu ca un produs de factori cu coeficienți reali. Ca un produs de factori de gradul 1 și de gradul 2 la diverse puteri. Teorema fundamentală a algebrii. Asta înseamnă că de gradul 3 o gândești ca de gradul 1 plus ori gradul 2. Da. Gradul 1 ori gradul 2. Deoparte îți fac descompunere. Ți-e să dea așa. Da. Descompunerea asta ca un produs de factori. Deci trebuia descompus dacă aveam T la 4-a... Sigur că da. Ca un produs de gradul 1 și de gradul 2 la diverse puteri. Da. Orice polinom de grad superior să scrie așa. Și acum, nu facem decât să aducă aceeași metodă, nu? Da. Deci egal cu aici AT plus B mulțit cu ăsta, plus CT plus D mulțit cu așa ceva. Asta e adevărat, ori pentru orice. Și să dăm niște valori astfel. Da, aici sunt complexe. Și da, acolo e naș. Nu, și atunci facem așa. Dăm-l T, asta e adevărat pentru orice T. Dăm-l T niște valori care să nu anuleze numitorul. Da. Până la T egal cu 0 merge. Deci pentru T egal cu 0 rezultă 0 egal cu B supra 1 B plus D supra 1. Deci B plus D, asta înseamnă că B plus D ai o primă relație B plus D egal cu 0. Da. Dăm lui T o altă valoare. 1. Tot așa, ca să nu anulezi numitorul. Deci pentru T egal cu 1. Nu, 1 nu. Ba da, merge. Merge. De ce nu merge? Merge. 1 supra. Mă uitam la a doua. 1 supra 2 pe lângă minus 1 plus 1 se reduc supra 2. Deci 4, nu? Da. Egal cu A plus B. Da. Supra 2. A plus B supra 2 plus C plus D supra 2. Supra 2, da? Supra 2. Și observăm că amplificăm cu 2 aici și ar fi că 2A plus 2B plus 2C sau A plus B plus C plus D egal cu 1 pe 2. A plus B plus C plus D. Da, B plus D egal cu 0, deci... Da, egal cu 1 pe 2, deci din clipa asta că B și că D fac 0 înseamnă B plus C egal cu 1 pe 2. Deci avem B plus C egal cu 1 pe 2, B plus D... Nu, A plus C, da? A plus C. A plus C egal cu 1 pe 2 și B plus D egal cu 0. Dăm acum... Am dat 1 minus 1, să zicem. Lucrăm ca să meargă așa, să numele să fie... Da, minus 1... A, da. Nu mai deranjează deloc, nici minus 1. Pentru T egal cu minus 1, rezultă. Deci în loc de T punem minus 1 și vine minus 1 supra. Minus 1 la pătrat, 1 și 1, 2, ori. Minus 1, 1, minus 1 și 1, minus 2, minus 1 și 1 se reduc, nu? Da. Supra minus 2. Adică tot 1 pe 4. Deci minus 1 pe minus 4, tot 1 pe 4. Așa e bine, da? 1 pe 4, egal cu? B minus A. B minus A. Minus A plus B, poftim, supra 2. De acord, da? Da. Plus minus C plus D supra... Tot 2. Nu 2, cred că e minus 2. Minus 2. Echivalent cu minusul ăsta va afecta sus și vom avea 1 pe 4, să luăm mai ușor, 1 pe 4 egal cu B, 1 pe 4 egal cu numitorul 2, B minus A, B minus A, cum ai spus tu, plus C minus D. Da. Plus C minus D. Supra 2. Supra 2. Adică B minus A plus, sau B plus C minus pe lângă A plus D egal cu 1 pe 2. Da. Deci B plus C minus pe lângă A plus D, A plus C. Așa, egal cu, cât? Cu 1 pe 2. Sigur că dacă aici le adunăm pe astea, apare A plus D, da, și am putea să găsim o relație, nu? Da. Deci dacă le prelucrăm pe astea două, apare că A plus B plus C plus D, A plus B plus C plus D egal cu 1 pe 2. Da. Și de aici... Când se scad... O secundă, A plus D... Dacă le adun... A plus D, dacă... Sau pe B plus C, să zic. Da. B plus C... 2 pe lângă B plus C egal cu 1. Cu 1. Dar... Da, și mai avem una B plus C egal cu 1 pe D, cred. Da, deci mai obțin o altă relație a treia și mai, încă mai dau la valoarea minus 2 și găsești A, B, C și D. Și să ne echipuim că le-am găsit pe A, B, C și D, ca să mai dăm timpul. Aici voi locui și vom avea aici un număr și integrală din asta. Da. Și acum mă duc la integrală din gradul 1 sus și gradul 2 jos. De tipul 3x plus 1 supra x pătrat plus 1 dx. Da? 3x plus 1 supra x. Dacă derivezi... Nu-i chiar numitorul. Da. Mai scad un... Scot pe 3 factori forța. Asta e da. Deci egal cu 3. 3 integrală din x plus 1 pe 3 supra x pătrat plus 1 pe x. Și acum pune în evidență derivata numitorului sus. Da. Și îmi trebuie 2x. Da. Și atunci zic 3 pe 2, 3 pe 2, da. Integrală din 2x, 2x plus 2 pe 3, am înmulțit și am împărțit cu 2. Da. Supra x pătrat plus 1 de x. Și egal mai departe. Da, 3 pe 2. Integrală din 2x supra x pătrat plus 1 de x. De acord? Da. Care dă logaritm natural. Care dă logaritm natural. Nu. Da, logaritm natural e bine. Plus 2 pe 3 este în față. Integrală din 1 supra x pătrat plus 1 și mai avem o repede. Am pus așa, da? Da. Și acum vine 3 pe 2 egal cu 3 pe 2 logaritm natural din numitor. De acord? Da. La prima, 3 pe 2 logaritm natural din numitor. X pătrat plus 1 pot pune în paranteze că e pozitiv. Plus. Și 3 pe 2 ori 2 pe 3. Aia e artangent. Da, 1 aceea. Plus artangentă din... A tangentă din X, da? Plus C. Plus o constantă. Deci observi, având gradul 1 sus și gradul 2 jos, asta e mișcarea care faci. Dacă ai și pe B jos aici, faci schimbarea aceea X plus B pe 2 egal cu T. Da. Ca să te ducă să-ți dispară B-ul de jos. Da. Ai faci un pătrat perfect, amintești că am făcut aseară chestia asta. Da. Da. Și de acolo îi dai drumul și lucrurile merg cât se poate corect. Să ne întoarcem. Vă zic, la această integrală, dus pe teorie, cu tangentă de x pe 2, iată poveste că muncești de nu te vezi. Cu un pic de artificiu de calcul, în loc de cos x ar țin de pi pe 2 minus x, a mers mai bine. Ne-a dus la răspuns. Inventiv foarte tare este să adunci să-ți cazi un cos de x, să-ți dai seama că ai o altă integrală care își face acolo prezența. Da. E vorba de integrala din cos de x supra sin de x plus cos de x și o notez cu b pe c și aia a plus b face pi pe 2 parcă a făcut. Da, dacă n-aș avea... Deci o simți prezența ei cât faci artificiul ăsta. Da, o simt, dar eu de unde știu cât fac amândouă? Păi calculul făcut îți fac ca pi pe 2, că acolo e notat a și b și era integralul din 1 ți-a rămas. Da, gata. Da? Da, m-am prins acum. Da. Punctul tare pe urmă este să arăți că A egal cu B. Da. Că dacă arăți A egal cu B, atunci ieși repede. Da, și asta e super tare, să te prinzi și să... Da. Mai ales, e spectacol. Da. Deci, fără să-ți dea ei. Ar fi... Da. Păi el te-a pregătit pe drumul ăsta. Când ți-a zis, arată că A plus B, arată că A plus B. Și pe urmă arată cât e A, era banală de acum. Da. Dar dacă nu te pregătește, ci să o dea deodată, fă-mi integrala asta. Da. Aici e momentul spectacular. Mă gândesc și la cealaltă. Dar prima oară asta îți vine în minte, să pui un coș și să-l scazi. Că... Te duci pe culoarul ăsta pentru că vrei numitorul să-l pune în evidență, nu? Da. Deci faci chestia asta. Apare B-ul, acea integrală de cos x. Aici e povestea. Deci aici... Este cel mai mare de chis, dacă vrei. Să arăți că sunt egale. Dar acum știu că sunt egale. Dar uite, în afară de faptul ăsta, comutativitatea aici te ajută. Făcând schimbarea de variabile x minus pi pe 2 egal cu t, simplu scos, cost plus sin, este același lucru. Da, da. Dacă e scădere, gata, te-o scos din cursă, nu mai ai nicio șansă. Nu-ți mai merge cu schimbarea de variabile, deci lucru A egal cu B, nu mai merge. Numai aici am mers, că nu e așa ceva așezat. Iar dacă nu te duci după teorii cu tangent de x pe 2 și te-ai ocupat tot timpul. Da? Te-ai ocupat tot timpul. În momentul de față, ce este instructiv este faptul că am intrat și în integrarea unei funcții raționale, descoperirea fracției simple, toată povestea aceea, care înseamnă de fapt fracții de tipul ăsta, de gradul 1 și de gradul 2. Chiar dacă sunt diverse puteri, nu-i nimic. Te descompune. Tot așa, tu mergi așa și notezi pe asta și derivata de sus o pune în evidență și am făcut și unul pe T la a doua, unul pe U la a doua, unul pe U la a treia, care, mă rog, se face U la minus N. Dar care, de fapt, formula după care merg toate... Care? Adică, e o formulă după, pentru fiecare, și la pătrat, și la... Sau doar, astea două sunt, nu? Dacă am ceva la pătrat, sus am gradul 1. Și dacă am o fracție de gradul 1, sus am o constantă. Deci, și le iau pe fiecare până ajung la gradul ăla. Deci, practic, descompui, așa cum am arătat aici, și ceea ce rămân integrale de tipul ăstora, nu? Sau asta la o putere a doua, la a treia, depinde cum te prins vremea acolo. Și tot așa. Pentru că te vei strădui să pui derivata acestui de jos, să o pui sus în evidență, și știi să o faci pe cea. Nu? Că notezi cu U acolo și totul merge de la sine. Și câte 6-10, cred că. Și eu am obosit. Da, am obosit de asta. Practic, de dimineață. Ce să spunem prietenilor noștri? Că din nou, în seara asta am făcut-o... De la ce am plecat noi? De la integrala asta așa frumoasă, simplă. Și ne-am dus destul de interesant cu descompune, fracții simple și așa mai departe. Îmi plac discuțiile purtate cu tine și mă pui într-o stare de bine. Dacă aș fi și proaspăt, să nu fiu obosit așa, ar fi și mai bine. Dar sper să mă limpezesc, că trebuie să zic ce mai la stupină acolo. Șantier acolo. Da. O facem treabă. Facem. Sunt prezent de luni până joi. Da? Vinerea și sâmbătă mi-o iau și eu liber, ca surprins mă la stupină, să mă tot la 10 seara de acolo. Ce-am, să zic, acolo primitive am făcut, nu? Da. Primitive, integrală definită, da? Primitive a unor funcții, hai să spunem ce, unor funcții trigonometrice, așa, și funcții raționale, în final, am sfârșit cu asta, nu? Da. Da? Primitive, integrală definită, pentru funcții trigonometrice. Da. Să-i luați și capitolul ăsta. Da. Să vedem acolo parte tipuri de primitivi, făcute chestii faine de tot. O să-ți placă teribil că totul e făcut. În 15 ore am făcut tot calcul integral cu aplicația de calcul integral. Are volume acolo tot. Dar nu cred că o să fac altceva zilele următoare. Da, în echipul e. Când... Și știi cum se lucrează? Stai cu excelul în mână, nu stai ca la film, așa. Nu. Se lucrează și mergi paralel. Mă oprește un pic și dai tu drumul. Păi da, eu așa fac, că încerc să fiu înainte. Sigur. Și vă la urmă dacă mi-a dat. Da. Și dându-mă toate explicații și ce lucruri am mers, așa. Deci primitive integrale definite, pentru funcții trigonometrice, și funcții raționale, nu? Da. Da, și funcții raționale. Cam de asta. La revedere, dragilor, pe luni seara.